Da, bună seara, bine v-am găsit o nouă ediție a emisiunii noastre de ale Buzoianului, ca de obicei în fiecare luni alături de noi pentru a comenta evenimentele din ultimele zile. Domnul Stan Brebenel, editorialist la săptămâna lui Viața Buzăului și scriitor local. Vă salut, domnul Brebenel, mulțumesc frumos ca de obicei pentru prezență. Și eu vă salut atât pe dumneavoastră cât și telespectatorii postului dumneavoastră de televiziune. Tot ca de obicei, haide să prezint și țintarul emisiunii, subiectele pe care le vom prezenta și dezbate astăzi, evident cu clipurile de rigoare referitoare la aceste materiale. O să începem cu o întrebare. Care a fost cauza mirosului urât? Iată, deja apare pe ecran. Care a fost cauza mirosului urât din oraș, din ultimele zile? Nu, am pus cuvântul ăsta urât ca să nu e un eufemism, ca să nu folosim cuvinte mai grele. Colegii mei pe aici ziceau duhoare, pestilențial și așa mai departe. Bănuiesc că mulți dintre dumneavoastră a simțit acest lucru. Avem câteva declarații ale oficialilor județului Buzău. Înțeleg că s-a întocmit chiar domnul Brebenel o comisie de anchetă pentru a se verifica acest lucru. Deocamdată nu sunt concluzii, dar discutăm puțin mai târziu, peste câteva minute, despre acest subiect. Prezentăm și cazul comic, așa, al balconului cu probleme de la etajul 1, intersecția străzilor Columbelor cu Dorobanți. Avem imagini elocvente de acolo. E un balcon, cum vă spuneam, problematic. Mașinile așa mai înalte, când iau curba, dau direct în balconul respectiv. Există și un factor ajutător produs de municipalitate în ultimele zile. Câteva declarații legate și de un conflict de aici, de lângă noi, de la grădinița Boboceii. Un conflict mognit așa între educatoare și conducerea grădiniței. Avem câteva declarații. De asemenea, o declarație interesantă a primarului de la Smeeni. Discutam în emisiunile precedente despre faptul că căruțașii nu respectă regulile de circulație și pătrund cu atelajele pe drumurile naționale. Cei de la poliția rutieră ne spuneau chiar săptămâna trecută, nu domnul Brebenel, că au dat vreo 90 de amenzi doar în două zile sau într-o săptămână căruțașilor. Domnul primar de la Zmeieni ne zice așa: să dau amenzi, dar să dau degeaba, pentru că nimeni nu le plătește. Continuăm discuția noastră referitoare la permisivitatea sau legalitatea, mai exact, a parcării mașinilor pe trotuar. Avem și o părere a unui reprezentant de la poliția rutieră Buzău despre niște golănii așa ale unor agenți examinatori, deci de la permise, da? Găinării, ca să le zic așa, fură trimiși în judecată niște băieți. Am aici comunicatul de la parchet, dacă avem timp discutăm și despre acest lucru. Și tot așa, de la poliția rutieră, o propunere pentru ca sensul giratoriu din zona centrelor comerciale să deblocheze sau să măcar să devină mai fluentă circulația de acolo. Avem o declarație a unui reprezentant de la poliția rutieră. Tot așa, dacă ne mai rămâne timp, o mică discuție referitoare a o păsărică, așa ne-a șoptit un nume, Caton Mateișescu, candidatul PNL la primăria municipiului Buzău. Aștept și o părere a dumneavoastră, domnul Brebenel. Știți pe domnul Caton Mateișescu? Foarte bine. Perfect. Bun. Începem cu duhoarea din ultimele zile de aici, de la noi, de la Buzău. Vă spuneam, s-au sesizat și oficialitățile locale, s-a alcătuit în grab, așa, ad hoc, o comisie de anchetă. Haideți să vedem și noi ce spun reprezentanții Agenției de Mediu, așa, și apoi subprefectul județului Buzău. Nu avem o declarație de la Garda de Mediu, dar înțeleg că s-au sesizat și cei de la Garda de Mediu. Ascultăm oficialitățile.
Este vorba din spusele specialiștilor de un disconfort creat de substanțe organice care deocamdată nu ne putem pronunța dacă reprezintă un pericol pentru sănătatea populației. Cert este că această situație a fost preluată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Domnul subprefect a convocat o întrunire a tuturor celor abilitați pentru a interveni în această situație încă de sâmbătă seara și din punctul de vedere al Agenției pentru Protecția Mediului, noi am pus la dispoziție colegilor cu atribuții de control toate autorizațiile de mediu emise pentru fermele și agenții economici din zona limitrofă a Buzăului, astfel încât în această perioadă se vor derula controle și va fi identificată sursa acestui disconfort olfactiv. E posibil să fie o propoloare sau un agent economic care nu putem să ne pronunțăm deocamdată. Cert este că aceste controle se vor derula în perioada aceasta și vom stabili cu exactitate cauza acestui disconfort. Personal am fost sesizat de către reprezentanții Gărzii de Mediu și Agenției pentru Protecția Mediului. Încă de vineri s-au făcut unele verificări și controle. Sâmbătă, după amiaza, am dispus întrunirea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. După această întâlnire am semnat ordinul prefectului cu privire la constituirea unor echipe mixte formate din reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului, Gărzii de Mediu, Direcției Sanitar-Veterinare, echipe care vor merge și vor controla toți agenții economici posibil a fi poluatori. Da, au vorbit domnul Ionuț Apostu de la mediu, de aici, de la Agenția de Mediu, de aici, de la noi, de la Buzău, respectiv domnul Sorin Gheorghe, subprefect, ați auzit și dumneavoastră, nu se știe încă de unde a venit acest miros. Poate ne ajutați dumneavoastră, telespectatorii, sunt convins așa că aveți, sau unii dintre dumneavoastră aveți ceva informații. Pentru că mirosul așa din oraș era așa... și mulți buzoieni s-au gândit la compania de apă și la canalizare. Avem deja un telefon. Da, luăm telefonul și apoi dăm și declarația domnului Cristea, reprezentantul companiei de apă. Domnul Cristea se jură că nu-i de la ei, nu-i de la compania de apă și nu-i de la canalizare. Luăm telefonul și mai discutăm. Bună seara! Bună seara, domnul Auraș! Bună seara dumneavoastră și invitatului dumneavoastră! Bună seara! Cetățeanul turmentat! Ia ziceți dumneavoastră. Care întotdeauna cu reclamații și probleme. Deci am un telefon de la Garda de Mediu. Notați, vă rog frumos, chiar vă rog frumos, notați, că v-am spus, eu lucrez cu materialul clientului, știți, nu? Da. 075-605-0771. Vă mai repet încă o dată. Mai ziceți. 075-605 da. 0771. Așa. Personal am fost la Garda de Mediu pentru a face un denunț datorită la poluarea care este aici în Microtei la noi, nu de acum, de 5-6 ani. În timpul verii există un miros insuportabil de, cum să vă spun eu, de peturi arse, care nu pot să lași geamul deschis. Iar acum e un miros de băligar ars în ultima perioadă. Deci un fel de băligar. Așa vă miroase dumneavoastră, da? Băligar ars. Da, băligar ars. Ne-a zis așa, domnule, în momentul când simțiți mirosul ăsta, dați telefon la numărul ăsta. Am dat telefon de vreo 16-17 ori. Mi-a răspuns tata, Dumnezeu să-l ierte, acolo unde este. De suna și nu răspundea nimeni la Garda de Mediu. Mi-a răspuns tata, acolo unde este, Dumnezeu să-l ierte. Am înțeles. Nu, dar... Da. Nu, vreau să vă întreb că ați văzut cu telefoane, ori intră robotul sau nu răspunde nimeni, sau intră... Nu a răspuns nimeni. Deci a sunat, dar n-a răspuns nimeni. Nu a răspuns nimeni. Sunați noaptea? Am sunat și noaptea, am sunat și ziua și tot. Nu, pe asta vă întreb. Mă gândeam că n-a sunat cumva doar noaptea, pe la ora 2, că nu-i nimeni. Nu,
am sunat, deci, de ce, până în ora 11. E mobil. Da? Și am sunat ziua, la 10, la 12. Ia uitați ce zice domnul Brebenel, că e un număr de mobil ăsta, da, 0756. Da, număr de mobil și puteți să verificați, e garda de mediu, de la unul din inspector, sau nu știu ce. A, numărul 1 inspector. O fi fost în concediu respectiv. Doamna de acolo, care e la garda de mediu, nu știu. Dar n-a sunat și pe fix? Păi fix nu mi-a dat. Nu v-a dat fix. Eu am făcut o cerere, o sesizare, domne. Ținând cont că mirosul care este, până la urmă nu pentru mine, eu îți bătrân și mă duce. Dar sunt copilași ăștia, domnule, de ce să inhaleze mirosul ăsta nenorocit? Știți ce mi-a zis? Că noi știm că pe undeva pe la Căpățânești, pe acolo, primarul, care e primar, și care are un fel de groapă ecologică clandestină și nu știu ce arde pe acolo. Domnule, nu mă interesează pe mine. Eu vreau să am în orașul meu cât un aer furat să poți să deschizi și o seara. Am înțeles. Geamurile la balcon, să poți să mințe și mie aer nu curat, dar cel puțin... Respirabil, da. Da, la limita admisă. Mulțumesc frumos pentru intervenție. Ce se întâmplă? Nu ne ia nimeni în considerație. În toată țara asta, noi suntem crezuți de proști și de frați. Păi da, vedeți că de data asta ce că s-a făcut o comisie de analizează care e cauza. Domnul Oraș, sunt 5 ani de când tot reclam și tot nimic nu se întâmplă. Ei își au banii bine mersi, salarii boboase, frumoase, iar noi rămânim ca proști. Vin ai noștri, pleacă ai noștri și noi rămânim ca proști. Știți cât e gola ăsta... Victor Tocașu, nu? Da, îmi iau la revedere de la dumneavoastră cu concluzia asta pe care ați dat-o. Haideți să ascultăm și declarația domnului Cristea de la compania de apă. Dânsul zice că nu-i de la ei și n-are treabă cu canalizarea orașului. Mirosul ăsta pestilențial care fu prin tot orașul. Dacă discutăm de situația semnalată în ultimile zile, respectiv de joi, de joia trecută. Din verificările noastre, situația asta nu e datorată canalizării. Noi am verificat inclusiv mari consumatori, potențiali poluatori. Nu sunt indicii că au deversat ape peste limitele admise. Am verificat inclusiv zonele extreme de canalizare, unde exista posibilitatea unei deversări necontrolate legate de anumite autovidanje. Am exclus și această situație, pentru că avem personal în 3 schimburi, cel puțin capetele de rețea le-am avut în observație în permanență în ultimile zile. Părerea mea este că situația care s-a întâmplat acum câteva zile, datorată altor factori, unor deversări necontrolate, probabil în exteriorul municipiului, împrăștieri de îngrășăminte de origine animală, care la vânt a produs situația asta. Este adevărat că în anumite perioade din an apar asemenea fenomene datorită canalizării. În principal, în perioadele foarte secetoase și foarte călduroase, când debitele sunt foarte mici și vitezele foarte mici, depuneri pe conductă, în situațiile în care spălăm rețelele de canalizare. Dar asemenea fenomene le sesizăm din vreme și luăm anumite măsuri. Da, l-am ascultat și pe domnul Cristea, zice că nu-i de la ei, de la compania de apă, atunci ne punem întrebarea de unde să fie mirosul ăsta. Mai avem un telefon. Luăm și telefonul celui de-a doilea telespectator. Bună seara! Bună seara, domnul Oraș! Ia ziceți dumneavoastră, de unde vine mirosul sau de unde a venit? Nu e pentru miros, am altă problemă. Antivorbitorul care a fost primul, da, e cel care a propus cu a 13-a pensie, îl cheamă Moise. Așa. Are perfectă dreptate. Degeaba propune la dumneavoastră, faceți paia, că nu luați nicio măsură. Păi dar eu să iau... Poftim? Nu, noi nu putem să luăm nici dumneavoastră, nici noi să luăm măsură. Trebuie oficialitățile să iau măsuri. N-ați transmis mai departe, ce nu-i luați de urechi? Băi nene, v-am zis de 2 luni și...
telespectatorii mă pistonează pe mine. Ce faceți ei? O să știți că îi mai luăm de urechi. Și în emisiunea asta îi luăm de urechi. Și faptul că dumneavoastră dați telefon poate însemna și o urecheală. Nu se vede rezultatele. Cum v-am mai zis, cu intrarea la Obor, îmi ia taxă degeaba. Cu intrarea la Tancioc, v-am zis cu canapelii la depoul CFR. Bun, azi am pățit al necaz. Ia ziceți. E ziua de lua gunoiul și n-a vrut să ne ia tomberoanele, că e frunzi, că nu știu ce. Și că să punem în saci, ia du-măi nene, saci, crăcile să le legăm. Păi dăm cablu, dăm țârmă. Da. Și eu fac un efort, îmi scoadă din factură, nu vrea să-mi le ia, nu mai plătesc cu noi. Îl duc eu unde știu, e treaba mea. Dar știu că... domnul Diaconiț acolo la birou. Știu că ați mai sunat dumneavoastră cu problema asta, deci tot nu vi s-au adus saci din ăia galben, da, ziceți dumneavoastră, sau... Păi nu vrea în ăia, e altceva, e Mercurea. Am înțeles. De ce dumneavoastră pentru... Ăia galbenii, hârtia, cartonul, e alte treburi. Și ce crăcile să le ia jocilor, le greu să le ia, să-l aducă pe domnul Diaconiță să le încase. Păi ce treabă are domnul Diaconiță? Să le din factură. Nu, dar stați puțin, domnul Diaconiță n-are nicio treabă. Ce, domnul Diaconiță de la piață, ce... A, nu, am scuzat. Ați greșit. Așa, am greșit. Domnul meu, până la urmă în orașul ăsta, dacă nu se... Luați dumneavoastră niște saci din aia de la magazin și puneți dumneavoastră frunzele alea și terminăm cu problema asta dacă nu se rezolvă. Mereu, în fiecare luni, eu de unde să iau atâția bani, saci mereu, că ei ia cu totul. Nu știu ce să zic. Păi, eu vă înțeleg, mereu faceți emisiuni bune, corect, sunteți de acord și cu noi și cu ai dumneavoastră, dar luați măsuri, mai luați de urechi. O să le transmit celor de la RER. Și pe noi luați-ne dacă suntem vinovați. Nu, pe dumneavoastră nu vă iau niciodată, că sunteți telespectatorii nu, mei. Dacă nu respect, dacă eu așa, ce naiba? Mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu. Haideți să încercăm măcar să o lămurim cu mirosul ăsta. Domnul Brebenel, aveți vreo sugestie, vreo părere? Până acum aveam senzația că stau în fotoliu acasă, că sunt telespectator, că n-am avut timp să trecut ceva timp și văd că emisiunile dumneavoastră prind la telespectator și caută fiecare să rezolve problemele cu care se confruntă din urbea noastră. Numai că, din păcate, glasurile lor nu sunt auzite. Revenind la problema care s-a întâmplat în weekend acesta, care tocmai s-a încheiat, cred că o cauză există, numai că, așa cum ne-au obișnuit autoritățile noastre, depistează greu câte ceva. Știm foarte bine situația că avem corupție, dar n-avem corupție, avem, iată acum, mirosuri insuportabile fără să găsim, să avem o sursă. Sunt lucruri care țin de dosarele X, dacă vreți așa. Știu că la un moment dat, prin Mărăcineni, pe la Poșta Câlnău, au fost depistate anumite la surse din astea, în care au fost depozitate, aruncate pe câmp de către anumite persoane, reprezentanți ai unor firme, fie resturi animaliere, fie alte substanțe care fac viața la un moment dat imposibilă prin mirosurile care se degajă din acele substanțe sau resturi. Nu-i mai puțin adevărat că și mai departe un pic, pe raza Comunei Zărnești, există o crescătorie de porci, cum este și pe la Verguleasa pe aici, care la un moment dat, datorită vântului, acele mirosuri sunt duse mult mai departe. Deci acele întreprinderi, acele ferme au aviz de funcționare și din partea mediului, dar nu au rezolvat acele filtre prin care să se realizeze acea filtrare a mirosurilor care se degajă de la crematorii, de la fel de fel de lucruri. Haideți să vedem ce mai spun telespectatorii. Da, voiam să, înainte de a citi ce mesaje ne mai trimis telespectatorii,
ascultând vineri emisiunea dumneavoastră, urmărind vineri emisiunea dumneavoastră, la un moment dat unul din telespectatori v-a dat un mesaj și a spus că, deși noi știm că mai de mult se întâmplă treaba asta, cât de vină, a zis telespectatorul, ar fi, sau mirosul ar proveni din primărie, că prea s-ar fi împuțit treburile pe acolo. Așa. V-a plăcut răspunsul ăsta? Mi s-a părut foarte bun acest răspuns, ca și, dacă vreți, ca și glumă, ca și, dar e o glumă tristă, o glumă amară, și eu am ajuns la concluzia, având de dat un premiu mai de mult în niște cărți, ca acest telespectator al dumneavoastră să fie premiat cu cele două cărți. Deci telespectatorul de vineri, care a dat un mesaj acela. Dar ce vă faceți, domnul Brăbenel, că mai am astăzi un mesaj similar, dar de la altcineva sau măcar după alt număr? Zice așa, de la direcția economică din primărie era mirosul. Păi noi am zis din primărie. Deci el a mers cu... Dați două premii atunci. Dăm și două premii, da? Dar și nu la cel de vineri și la cel de azi. Nu am cărțile la mine, va trebui să le aduc mâine. A, le aduceți mâine. Deci cei care au dat, merită premia, deci da, mesajul. Pentru primul telespectator, cărțile sunt aici la dumneavoastră. Da. Ceea ce vreau mirosul să... vine de la crematoriul lui Bocioacă, ne scrie cineva. Avem un Buzău, un crematoriu din ăsta de animale. O părere, nu știu dacă așa e, dar așa zice un telespectator. Altcineva zice așa că pe strada Bazalt, de lângă fosta întreprindere Flacăra, aerul este irrespirabil de ani de zile. Vă rog să faceți ceva. Acolo ce mai fi? Sau o fi având legătură cu ce s-a întâmplat în oraș, sau e o problemă mai veche? Pare să fie mai veche, așa zice telespectator. Ce se întâmplă acum? Aceste mirosuri și aceste probleme de mediu, de sănătate, nu ar exista dacă anumite organe abilitate, îndrituite ale statului să urmărească modul în care își desfășoară activitatea un agent economic și ar lua măsuri, nu s-ar mai întâmpla asemenea lucruri. Mai ascultăm o părere. Și avem destule, avem la mediu avem și gardă și agent de sănătate, protecția publică, consumatorului, direcția de sănătate. Și ia că suntem puși să apelăm la telespectatori pentru a depista sursa. Da. Bună seara, sunteți în direct, spuneți vă rog. Bună seara. Vă rog. Am ascultat și înainte părerile telespectatorilor care au luat telefon, da, și eu înclin să cred că, și aproape că sunt sigur, că după 89 încoace, cei care au desfășurat activități industriale de profil agricol au luat gratuit sau la șpagă autorizație pentru funcționarea unor abatoare sau unor crescătorii din astea. Și chiar pe aici, prin zona Dorobanților, a fost până anul trecut tot așa un miros venea și până la urmă s-a depisat că era cineva cu mai multe oi, s-ar putea să fie ieșit pe aici, e o temă de cercetare, ca să dispară acel miros. Deci, dar aș mai vrea să... De la oi, ziceți dumneavoastră? Da, sunt niște oi pe aici, în zona Dorobanților, unde pasc, unde sunt... adăpostite. Da, dar totuși nu mirosea oaie în oraș în zilele astea. Păi oaia miroase a oaie, dar miroase a bălegar, zic oamenii. Oaia face bălegar. Așa. Sau la brânză stricată. Da. Da. Și vreau să intru în legătură directă cu domnul Brebene. Vreau să-l văd la telefon, la televizor. Da. Ca să discut cu dumnealui. Bună seara, domnul Brebenel. Bună seara. Dacă emisiunea asta a dumneavoastră, care este foarte plăcută și agreată de noi, ar putea mai mult să influențeze organele care răspund de liniștea și ordinea din orașul ăsta, ar fi mai bine. Și dumneavoastră aș vrea să faceți ceva concret și la emisiunea care veți fi invitat următoarea dată, să spuneți, uitați la propunerile telespectatorilor care au venit cu asta și asta și asta. Am notat propunerile respective și am făcut pentru acele propuneri următoarele activități pentru îndreptarea acestor necazuri ale oamenilor. Aș dori ca dumneavoastră, că vă știu un om dârz și foarte perseverent și foarte corect și vă știu și de când erați în Consiliul Local,
Că din cauza asta... N-am fost în Consiliul Local. Nu am fost în Consiliul Local. Lăsați, domnul Grăbenel, că vă lăudate la spectator. Poate că am avut eu o părere greșită. O dar ar fi trebuit să fii și pe acolo, în fine. Aici aveți dreptate. Da, da. Și să vedem cu cine luați dumneavoastră legătura, ce fac acele organe, ca noi pe urmă să știm ce să facem, ca împreună să putem să rezolvăm problemele care se pun la televizor. Mulțumesc frumos pentru... Nu, stați așa puțin. Nu. Păi, de vă ce rog. Mă izgoniți, domnul Auraș? Nu. Vă rog frumos. Deci, asta e una. Uitați, eu locuiesc în zona PT6-6 la Broșteni, lângă Peni, din Broșteni. Am o problemă cu RER Buzău, pentru că avem aici un loc de depozitare al gunoaielor, unde președinte de asociație este domnul Marinescu și administratorul domnul Silvestru, cărora le-am sesizat de multe ori de legătura cu RER Buzău, pentru a ne scăpa de mizeria care se face în urma curățirii, în urma lor gunoiilor, nu-l leacă lumea, nu se mătură în urmă, iar cetățenii de aici nu respectă disciplina depozitării acelor gunoaie în containere și nu avem noi mulțumirea pentru faptul că avem gunoaie și câini. Am înțeles. Deci e mizerie în jurul rampei de gunoi, spuneți dumneavoastră, da? Da, și foarte mulți câini. Astăzi a venit cei de la Ecarisaj, au luat din vreo 8, a luat doar 3, pentru că nu i-a găsit, i-a căutat pe dedesubt. În fine, nu vin la ore potrivite când aceștia ies pentru mâncare. Pe da. Iau mizeria care o aruncă pe lângă container, vată cu sânge, ia fel de fel de mizerii și le împrăștie peste tot câinii și pisicile. Da. Atunci, noi ce trebuie să facem, domnul Grăbenel? Pentru că acestea sunt problemele orașului. Mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu. S-a sesizat, da. E veche problema asta cu rampele de gunoi, o tot reluăm și noi. Încercăm să găsim o soluție la problema asta împreună cu cei de la RER, așadar și încă o rugăminte, da? Să vă implicați și mai mult, domnul Brâmbenel. Voiam să-i dau un răspuns telespectatorului. Mă bucură că are încredere în posibilitățile așa ale mele și ale dumneavoastră. Mai mult în ale dumneavoastră. Dumneavoastră ca post de televiziune, că apelează la, prin intermediul postului de televiziune, de fapt apelează la organele îndrept care să ia măsurile care se impun. Eu, în calitate de invitat la emisiunile dumneavoastră, atâta timp cât poate permite timpul și anumite diligențe pe care pot să le iau numai în cadrul acestor emisiuni, eu nu pot să mă duc nicăieri. Domnul telespectator, voia mai mult. Cu o legitimație cu ceva, pentru că așa ceva nu am, să mă duc la anumite organe competente să rezolvăm anumite probleme. Ceea ce pot să fac și îi promit nu numai telespectatorilor respectiv, ci și telespectatorilor în general, că am să le atrag atenția de fiecare dată și am să arăt cu degetul vina cărei instituții sau cărei autorități de pe raza municipiului Buzău este vina în gestionarea unor probleme într-un mod pozitiv sau nu. Bun, am și o rugăminte la telespectatorii care sună pe numărul de mobil, să o facă pe numărul de fix, care e afișat pe ecran și vor fi introduși în direct. Alte mesaje, mirosul este asemănător cu cel de la abatorul de pui din cartierul Mihai Viteazu. Altă părere a unui telespectator. Iată, vin câteva sugestii pe care oficialitățile ar trebui să le urmărească. Cei de la Garda de Mediu care au dat aprobări pentru funcționarea unor asemenea unități economice, le cunosc și ei trebuie să ia pas cu pas să verifice posibile surse de poluare. Bun. Rămâne să vedem și noi. Urmărim acest subiect. Poate primim și un răspuns zilele următoare. Poate, dar mă îndoiesc. Eu sunt sceptic de... Mirosul vine dinspre DNA. Iată un alt așa mesaj ironic al unui telespectator. Mai avem un telefon. Bună seara. Spuneți, vă rog, dar am rugat. Bună seara. Văd că numai probleme grave sunt la nivel de oraș. Ce se întâmplă? Ca să mai înseninăm un pic atmosfera.
Mirosul e simplu, domnule, s-a intrat în post, s-a triplat consumul de fasole. Da. Și de la Râmnic încoace, vântul ăsta care bate dinspre el, aduce tot felul de arome. E o temă de cercetare pentru domnul vânătorul de la stațiunea de cercetare legumicul. Ar putea înființa un soi de fasole cu miros de păstârnac, de țuică bătrână, de salcâm. Vedeți de să face treaba. În altă ordine de idei, cetățeanul care v-a sunat și vă spunea de rampa de gunoi cu gunoaiele și... Doamne, nu-i devină rărul, devină sunt locatarii. Și nu se poate, să știți că pe undeva a zis bine, domnul Prebenă, mă refer și la dumneavoastră, ar trebui să lucrați mai mult prin mijloacele media pentru educare, că de aici pleacă totul. Vedeți, cu urmă, cu niște ani, mulți, vechea conducere a țării a făcut un lucru greu, rău. A adus și din altă parte în oraș. Iar cei care au venit erau învățați să se ducă în fundul curții să folosească pietriș în loc de hârtie igienică. Ăsta nu se mai educa acum să pună gunoi unde trebuie. E genul de om care atunci când iese din casă, scuipă sau suflă nasul pe scări și aruncă chiștoacele pe jos. Ăștia, până nu dispar pe cale naturală, orașul ăsta nu o să capete un aer frumos. Indiferent de conducere, de asta, e chestia de educație. Poate copiilor să ajungă să trăiască și să schimbe mentalitatea. Altfel să știți că nu face nimic. Să știți că telespectatorul de mai devreme a zis și a admis până la urmă că sunt și mulți dintre vecinii dânsul, nu știu dacă exact a spus. Interesul atunci ar trebui să se ducă să le bată în geam sau la uși sau să pune niște afișe. Dați dovadă de civilizație, vedeți că aveți buletin de oraș și trebuie să vă comportați frumos. Nu mai aruncați gunoaie, dar le pune degeaba, fiindcă cei care li se adresează nu pot pricepe. Nu sunt programați să priceapă așa ceva. Am spus, n-au avut când. Când trebuia să fie educați și acum la bătrânețe nici atât. Da. Cei care aruncă scutice de copil în closet, în casă și în fund de canalizare și astea sunt. Deci, am văzut totuși că dumneavoastră aveți așa o mică doză de optimism, așa, credeți că, domnule, poate copiii lor să vor... Și poate și copiii mei să apuce să vadă așa ceva. Da, eu sunt pesimist, eu mă așa, în contradictoriu cu dumneavoastră, mă gândesc că o să ajungem din ce în ce mai rău, nu mai bine. Păi v-am zis, pe măsură ce, cum spunea Boc, pe măsură ce ies din sistem... cei bătrâni încep să primenesc cei tineri, care vin cu alte idei datorită școlii, datorită faptului că mai pleacă și în alte orașe și ved... Da, copiii noștri vor vedea cine a avut dreptate, ori dumneavoastră, ori eu, nu? Și sper și eu să stau așa după un nord ăsta mai vânat, așa, și să mă uit să vedem dacă am. Bună seara, vă doresc! Mulțumim frumos pentru intervenție, una cât se poate de pertinentă. Mergem și noi mai departe, trecem la un alt subiect. Zilele următoare o să-i mai întrebăm pe cei de la Garda de Mediu, de la Prefectură, care a fost motivul ăsta. Un scurt comentariu la ceea ce a spus telespectatorul. Noi încercăm prin mijloacele noastre pe care le avem la dispoziție să ajutăm la educarea unor concetățeni de-ai noștri. Cred că ziceam bine, concetățeni de-ai noștri. Concetățeni de-ai noștri. Și aș avea o părere un pic nuanțată față de aceea telespectatorului. Nu aș arunca anatema în totalitate pe acei locatari care au venit de undeva de la țară la oraș, pentru că eu cunosc destule cazuri când oameni cu studii superioare, orășeni jet by jet, care cum intră în lift, aprind țigara, lasă cutia de bere în lift, lasă gunoaiele la întâmplare, sunt multe chestiuni din acestea. Dar să nu uităm că la containerele acestea pe care RER-ul și le aștept să le finalizeze, au spus că va realiza un sistem de închidere ca să nu mai aibă acces scormonitorii prin gunoaie. Deci aceștia sunt cei care de cele mai multe ori fac acea mizerie în jurul lor și să nu uităm și câine vagabonzi care
Da. Fac același lucru ca și scormonitorii de gunoaie. Bun, sărim la un alt subiect. Ceva mai hazliu, să zicem, referitor la un balcon cu probleme din municipiul Buzău. Colegii mei au mers astăzi la intersecția străzilor Columbelor cu Dorobanț și au filmat următoarele imagini. Un balcon problemă este cazul celui de la intersecția străzilor Dorobanți și Columbelor. Se întâmplă adesea ca vehiculele ceva mai înalte care pătrund pe strada Columbelor să lovească în balcon, în cazul în care șoferul nu este suficient de atent. Mai nou s-a creat un factor favorizant după ce municipalitatea a decupat din trotuar pentru a lărgi carosabilul. În acest fel, șoferii au acces mai ușor pe stradă și pot intra cu o viteză sporită. Ultimul accident s-a produs zilele trecute când un dorel autohton a izbit balconul și a spart reclama băncii de pe colțul străzii. Aici trebuia făcută clădirea mai înainte, să nu vină cu colțurile astea sau de acolo pe undeva să se ducă, să putea să ia un metru din partea cealaltă și ca să se... Să ia, că e curtea omului acolo. E curtea omului, dar putea să-i plătească, nu? Ați mai văzut vreodată așa ceva? Nu. Nu, ca să intre mașina în colțul blocului, nu. Că n-a intrat în firma luminoasă, ci în construcția a blocului. A trecut o mașină din aia izotermă, deci cu două obloane. În primul rând s-a mărit, a îngustat bordura și a lovit de sus. Deci înainte spuneți dumneavoastră că spațiul pietonal era și pe lângă... Nu, nu era deloc. Nu era spațiu, dar era până în ăla atât. Ce căuta o mașină de 3 tone? Păi nu știu ce, cred că din ăștia cu marfă. Cred că marfă care bagă la magazine, altceva n-ar trebui să fie. Buzoienii care locuiesc în zona pieței Doroban spun că asemenea incidente au mai avut loc. Zilele trecute, autoritățile au instalat indicatoare de avertizare prin care se interzice accesul vehiculelor de un anumit tonaj. Ia uite, s-au pus semnul ăsta aici. Tot îl rupe, să știți. Că din cauza lui balconul la dânsul acolo, nu poate să lase mai să ridice mai sus. Și asta... blocul a fost făcut așa cum e. Blocul e făcut de pe timpul lui Ceaușescu. Aia a treia oare când se lovește. Ia treia, s-a mai lovit. Da, a treia oare când se lovește aici. Deci tot aceleași mașini. Cine trece pe aici de dărâmă balcoanele oamenilor? Trec mașini sau cum? Mașini, normal că mașini trec. Bine, în mod normal n-ar avea foie. Car cu asta nu se intră sau... mașini care depășesc gabarit. Rămâne de văzut în viitorul apropiat dacă indicatoarele de avertizare vor avea efect și dacă balconul proprietarului de la etajul întâi va fi protejat. Da, am văzut și noi acest material. Zicea domnul Brebenel că ar trebui pus un limitator. Un limitator de înălțime pe, toată strada. Am văzut că s-a pusese unul galben cu negru, așa. Dar nu e vizibil, nu e vizibil, nu e definitiv, trebuie unul solid acolo, pentru că... S-a pus și un indicator, am văzut, da, să nu depășească 3,5 metri înălțime vehiculul respectiv. Ne uităm în tot orașul, sunt puse semne de oprire interzisă, de staționare interzisă. Pentru cine sunt puse alea? Vorbea telespectatorul de mai înainte despre educația participanților, cetățenilor în general. Aici vorbim despre educația unora care sunt participanți la trafic. Deci aici nu este treaba de acum păi nu, că blocul, că e prea îngustă strada. Până acum nu erau indicatoarele respective puse și s-a întâmplat să fie unul să grăbească. E treaba de atenția celui care se află la volan. Dar știm și noi cum sunt unii care, așa, ăștia care te șicanează în trafic, sunt fel de fel de oameni, că așa i-a lăsat Dumnezeu pe unii. Dar acum ce să facem? Dacă a pus cineva balconul în drum, trebuie să-l răsturnăm, să-l stricăm cu mașina sau cu alte mijloace? Nu, puține... Este și un factor favorizant, domnul Brebenel, înțeleg că s-a tăiat din trotuar zilele astea, da, și s-a lărgit puțin strada și în momentul ăsta poți să intri așa mai lejer pe strada respectivă, mai cu viteză, să fii mai atent. Dar dacă șoferul respectiv mergea pe jos și avea vreo 4 metri înălțime, dădea cu capul de balcon, nu se lăsa în jos și el, nu-și lua măsuri. Deci așa și la volan când este cineva. Trebuie să-și ia măsuri să circule în siguranță. Deci și... sunteți pesimist că după ce a pus indicatorul respectiv poliția sau, mă rog, primăria... Nu, cu indicatorul nu rezolvă nimic. Un limitator... Uite, unde e limitator? Nu există. E pus undeva mai în lateral, așa. Nu, trebuie pe toată lățimea străzii. Pus un limitator de înălțime ca să
îi împiedice pe unei nesăbuiți să mai producă incidente de acest fel. Înțeles că sărmanul ăla de la etajul 1 are teamă să mai meargă pe balcon, să mai ia o murătură. Dar dacă nu era balcon, acel Dorel, cum s-a spus în materialul prezentat, intra în bloc? Da, luăm un telefon în direct din partea unui, sau alt telefon în direct. Bună seara! Bună seara, domnul Auraș. Spuneți, vă rog, da, sunteți în direct, spuneți. Și invitatului dumneavoastră, domnul Brebelean. Bună seara. Dânsul a făcut o afirmație mai înainte legat de subiectul cu mirosul, respectiv că autoritățile nu ascultă. Ba, ascultă, să știți, dar sunt indiferente. Sunt indiferente la problemele buzoienilor. Adică le ascultă, da, aud ce spunem noi, dar nu fac ce ar trebui să facă. Categoric. Și acum vreo lună ați avut un subiect cu pierderile de apă. Eu știu, probabil să uită domnul viceprimar Bârlă, care am înțeles că vrea să candideze la primăria Buzăului. Se lăuda cu 20 ceva de metri de apă consum. A spus că o să aducă factura. S-a ținut de cuvânt? Nu, dar poate este și vina noastră că nu i-am solicitat acest lucru domnului primar. Păi nu, și-a luat angajamentul că o să vină cu factura să demonstreze buzoienilor că dânsul e o persoană imaculată. Da. Curată și... Pentru că ați dat telefonul ăsta, când se va întoarce din Suedia, imediat o să-i cerem factura domnului. Bine, poate și-a vreun Volvo de acolo. Da. Și altceva? Eu știu, cred că era de datoria dânsului sau poate ne aude din Suedia. E și acum a ieșit cu apă să facă, eu știu, auzit faptul că se spală cu atâția metri și suntem datori să consumăm atât. Dacă are acțiuni la compania de apă, o întrebare. Și în al doilea rând, eu știu, de ce nu explică primăria cei cu mirosul ăsta, pentru că ei sunt responsabili. Da, nu, cred că în principal sunt cei de la Garda de Mediu ar trebui să spună lucrul ăsta. De la Garda de Mediu, dar nu sunt în subordinea primăriei. Nu sunt în subordinea guvernului cei de la Garda de Mediu. Da. Cam atât. Mulțumim frumos și noi. Mulțumim frumos pentru intervenție, domnul meu. Noi suntem convinși că autoritățile ne aud, dar nu iau măsuri, că altfel nu ne-am răcit gura de pomană aici. Și nici nu ne vom opri din demersurile noastre jurnalistice. Luăm și noi o scurtă pauză de publicitate. Revenim după câteva minute, preluăm din nou telefoanele și mesajele dumneavoastră. Revenim.